Vasile Preoteasa va participa pentru a patra oară consecutiv la această competiție de alergare, care va avea loc în stațiunea Mamaia și care are ca scop strângerea de fonduri pentru copiii cu autism. La ultramaratonul de anul trecut a reușit să alerge în 24 de ore 106 km. Cursa pentru evenimentul acesta va avea loc 9 septembrie și va avea loc pe plaja din Mamaia la Constanța. Cât v-ați pregătit pentru această cursă? Un an de zile, aproape zilnic. Cam cât alergați așa, zilnic? Cel puțin 10 km. 10, 20, 30. De când v-ați apucat să faceți acest sport, alergarea, și ce v-a determinat să vă înscrieți în acest eveniment? Sport fac de mic, din clasa a doua, iar ce m-a determinat, m-a sunat capitanul de echipă din care fac parte, dacă sunt de acord să alerg pentru copii cu autism. Eu nu alergasem niciodată atât de mult, dar gândindu-mă la acei copii, am zis da. Și am reușit. Primul an am alergat 102 km, al doilea an 111 km, al treilea an aproape 106 și acum aș vrea să ajung la 120, dacă se poate. Pentru că alergăm pe nisip și este greu. Acest eveniment este organizat de Asociația Centrul de Autism Marea Neagră, organizație non-profit care promovează cauza persoanelor cu nevoi speciale. Cei care doresc să susțină proiectul pentru care pompierul vâlcean aleargă pot face donații pe pagina de Facebook ISU Vâlcea sau pe pagina personală a lui Preoteasa Vali. Oamenii pot face și donații pentru această cauză? Da, oamenii pot face donații pe linkul meu de pe Facebook. Orice donație se transformă în bani și se duc către copiii cu nevoi speciale.